Salut! Astăzi vorbim despre echilibrare faze și curent transportat pe nul, despre cum nulul poate transporta mai mulți amperi decât o fază și despre pierderea penului în blocurile vechi. Începem cu această planșă, avem un generator trifazic și vedem pe grafic cele trei faze. Observăm că cele trei faze sunt fazate la 120 de grade. Evident că suma lor vectorială va fi 0 și 0 va fi și curentul pe nul, curentul transportat de nul. Să continuăm cu următoarea planșă. Deci, într-un sistem trifaza perfect echilibrat, curentul pe nul este 0, pentru că, așa cum am spus, cele trei faze sunt defazate la 120 de grade și suma lor vectorială, evident, este 0. Să continuăm cu următoarea planșă. Aici este o demonstrație rapidă cu valori reale. Dacă prima fază ar fi încărcată cu 10 amperi la 0 grade, a doua 10 amperi la minus 120 de grade și a treia la 10 amperi la plus 120 de grade, evident că dacă adunăm vectorial obținem 0. De ce este important pentru practică? Dacă sistemul este perfect echilibrat, nulul nu mai transportă nimic și poate fi chiar eliminat. Dacă sistemul este dezechilibrat, nulul devine necesar pentru a prelua diferențele de curent dintre faze. Aici putem să observăm ce face magnetul ca cele trei faze să fie la 120 de grade. Observăm că bobinele sunt dispuse la 120 de grade una față de alta și magnetul trece pe rând prin fața fiecărei bobine, generând o tensiune sinusoidală defazată. Observăm că fazele sunt egale în amplitudine, dar sunt defazate la 120 de grade. Deci fiecare bobină devine o fază. Iar aici vedem că magnetul excită toate cele trei bobine în mod egal. Asta înseamnă că dacă sarcina este echilibrată, dacă fiecare fază are același consum, curentul indus în fiecare bobină este egal și defazat cu 120 de grade, iar suma vectorială, evident, este 0. Trebuie să vorbim și despre armonici, pentru că aceste armonici ne pot încărca nulul chiar mai mult decât o fază. Aceste armonici apar datorită surselor în comutație, datorită oscilatoarelor, care funcționează defectos și reamplifică frecvența de 50 de Hz. După cum vedeți, din 50 în 50 de Hz, adică 100, 150, 200, 250 și așa mai departe. Vedem în acest grafic sinusoida de 50 de Hz și aceste armonici. Aceste armonici, din păcate, nu se adună vectorial și toate de pe cele trei faze vor ajunge pe nul. Situație în care nulul poate fi mai solicitat chiar decât o fază. Surse comune de armonici la 100 de Hz, 150-250 sunt invertoarele solare, sunt surse în comutație, motoare cu variatoare de frecvență, iluminat cu LED, calculatoare, televizoare, echipamente audio. Trebuie să reținem că aceste armonici pot da peste cap și chiar și diferențialele, după cum vedem în acest tabel. La armonici foarte, foarte puternice rezistă doar tipul F și respectiv tipul B de diferențial. Tipul AC este total depășit. Cum am mai spus, tipul AC trebuie să dispară din instalațiile electrice. Am ajuns la planșa cu penul într-un bloc vechi. După cum știți, în blocurile vechi avem jos siguranțele la parter și de acolo pleacă cele trei faze pe care le vedeți aici, L1, L2, L3 și respectiv pleacă penul. Observăm aici că aici s-a făcut separația, această regletă este pe E și această regletă este pentru nul și de asemenea în această planșă observăm că apartamentele sunt împărțite. Întotdeauna electricienii încearcă să echilibreze fazele. Observăm că L1 ține acest apartament, L2 le ține pe acestea două și L3 pe acestea două. Adică apartamentele sunt destul de echilibrate.
În cazul în care penul nu este rupt și respectiv nulul ajunge la transformator, evident că avem 0 pe nul și atunci 230 pe toate apartamentele fără niciun fel de problemă. Aici avem schema unui transformator. Observăm că pe primar este o dispunere de tip triunghi, iar pe secundar avem o dispunere de tip stea. Deci avem delta în stânga, primarul, și stea în dreapta. De ce se folosește această dispunere stea? Pentru că această dispunere stea ne poate oferi nulul, după cum vedeți în această planșă. Se poate folosi și pe secundar delta, dar numai pentru motoare. Trebuie să reținem că între nul și orice fază avem 230 de volți și între oricare două faze 400 de volți. În momentul în care se rupe penul între etaje, să zicem că luăm cazul meu, să zicem că se rupe mai jos de etajul 6, atunci toate etajele 6, inclusiv și până la 10, vor rămâne fără pen și haide să vedem rapid ce se întâmplă în această situație. În această situație, de exemplu, pe L1 vine curent pe L1, ajunge la apartamentul 53, trece prin acest boiler care are o rezistență extrem, extrem de mică, de câțiva ohm, și ajunge pe nul. În momentul în care ajunge pe nul, nu se poate întoarce la trafo, nici la pământ, și atunci va rămâne pe nul faza L1, după ce trece prin acest consumator, va rămâne pe nul. Dacă luăm faza L2, observăm că trece prin acest cuptor cu microunde, se întoarce pe nul și observăm că și faza L2 va rămâne tot pe nul după ce trece prin acest consumator. La apartamentul 51 va trece L2 prin această mașină de spălat, care este un consumator mare, și de asemenea observăm că faza L3 trece doar printr-un bec și un televizor, pentru că acelea sunt pornite în acel moment. După cum ne putem da seama din această planșă, dezechilibrul este extrem de mare, pentru că aici avem consumatori mari și aici avem consumatori foarte mici, și atunci, evident, acolo unde avem consumatori foarte mici, avem două faze, adică dacă luăm apartamentul 49, avem faza acestui apartament care este L3, și pe nul, evident că sunt celelalte două faze, L1 și L2. Și în acel moment, după cum vedeți aici sus, avem undeva până în 400 de volți. Adică să zicem undeva între 320 și 380 de volți, ceea ce poate să facă praf orice echipament cu consum mic, orice televizor. Becurile pot chiar exploda la această tensiune, este extrem de periculos, și ceea ce v-am explicat eu în acest moment se întâmplă la toate etajele de mai sus, adică la 6, 7, 8, 9 și 10. La toate aceste apartamente se face un schimb între ele, un dezechilibru exact cum v-am spus, pentru că acei locatari pot porni anumite echipamente sau opri, și în acel moment evident că balanța se poate schimba oricând. Este o situație care se întâmplă, s-a întâmplat chiar cuiva din familia mea acum câțiva ani și din păcate s-au ars cam tot ce avea prin casă. Nu este ceva extraordinar. Puteți să lăsați în secțiunea comentarii dacă vi s-a întâmplat și vouă sau dacă ați auzit un caz în cercul vostru de prieteni. După cum am spus, acest lucru se întâmplă pentru că se rupe penul undeva mai jos de palierul, să zicem, pe care stai tu, și atunci evident că tensiunea de penul nu poate să mai plece nicăieri și toate cele trei faze rămân penul. Și atunci vom avea două faze pe toate apartamentele. Ce soluție ar fi? O soluție ar fi, să zicem, să punem penul în buclă, să plece de la parter, să ajungă prin toate firidele, la ultimul etaj să fie dat în buclă și din nou să ajungă la parter.
Ideea e că ar fi o protecție destul de bună, dar I7 cam interzice aceste bucle. Iar la blocurile noi, din fericire, s-a renunțat la acest sistem și de la parter se pleacă cu, de exemplu, cu un IMJ, se pleacă la fiecare apartament cu fază NUL și PE, ceea ce ne scutește de această potențială problemă. Haideți să vedem și cum putem să prevenim să nu ni se întâmple ceva rău dacă se întrerupe acel pen între etaje. Ne uităm puțin și la case. La case se poate întâmpla exact același lucru, se poate rupe penul, de exemplu, aici, dar singura diferență este că la case suntem protejați de împământările de la BMP. Dacă s-ar rupe, de exemplu, penul aici, am avea, și noi asta în casa 4, am avea o protecție la casa 2, una la casa 3 și una la casa noastră, o împământare care ne-ar putea ajuta să nu trecem prin situația despre care v-am vorbit la blocuri. Cum v-am spus, la blocuri situația este mult mai periculoasă decât la case, dar și la case se poate întâmpla în cazul în care aceste împământări sunt doar niște țăruși care nu își fac treaba de împământare. Haideți să vedem cum putem să ne protejăm de acest pen rupt la bloc, care, repet, i s-a întâmplat cuiva din familia mea, nu este nimic extraordinar și s-a ars inclusiv mașina de spălat. Noroc a fost în garanție și au fost cei de la producătorii de la mașina de spălat, au fost înțelegători. Cum ne putem păzi de acest defect? În primul rând putem să folosim releie de tensiune. Acestea sunt setate când se depășește pragul care îl setăm noi, de exemplu 260V, 270, să decupleze și să recupleze când tensiunea revine în parametri. De asemenea, putem să folosim aceste stabilizatoare de tensiune care ne pot proteja echipamentele foarte bine, sau aceste UPS-uri cu AVR, de exemplu de la APC, care sunt de o calitate extraordinar de bună. Aici avem explicația ce se întâmplă când cade nulul între etaje, deja v-am vorbit despre asta. Avem trei faze care urcă pe coloană, fiecare apartament ia o fază diferită, doar toate folosesc același nul. Când nulul se întrerupe, apartamentele nu mai au punct de referință, tensiunile se redistribuie în funcție de consumul fiecăruia, fazele trag una de alta prin sarcini. Și la apartamente cu consumare vor apărea 80-100V pe prize, iar la cele cu consum mic undeva între 250 și 380 de volți. De ce este periculos? Cum am spus, aparatele din apartamente cu tensiune mare se pot arde instant, pot lua și foc. Aparatele cu tensiuni din apartamentele cu tensiune mică pot și ele să se defecteze, pot să bâzie, să vibreze, să se încălzească. Motoarele pot să nu pornească sau să intre într-un ciclu destul de periculos. Și când nulul se rupe, el devine fază prin consumatori pentru L1, L2 și L3. Deci poate deveni fază, așa cum v-am spus. Ce ne protejează la ruperea nulului? Cum am spus, reloc de tensiune este foarte, foarte bun pentru acest tip de defect. Cam atât în acest video. Dacă vi s-a părut interesant acest video, vă puteți abona. M-ar ajuta enorm să pot continua cu materiale de calitate. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.